Un bărbat din Valea Călugărească a dispărut fără urmă de un an și 4 luni, după ce a fost dat jos din autocarul care mergea în Spania și abandonat undeva între Madrid și Barcelona. Bărbatul era din satul Rachieri și culmea. Se afla în autocar cu 2 verdei lui, dar și cu alți 8 vecini din localitate. Declarațiile martorilor sunt contradictorii, iar surorile bărbatului dispărut nu mai știu ce să creadă și ce să mai facă pentru a-l găsi, viu sau mort, dar să-l găsească. El e dispărut un an și 4 luni, nu știm de el nimica. Cei după autocar au spus că dacă spune toți, spune și el vărul meu. De fapt, el a plecat acum un an și 4 luni cu vărul dumneavoastră, a plecat cu un autocar spre Spania. Și ce s-a întâmplat acolo? A zis că au băut multe inecizante, 6-7 inecizante și... Căit între de punte într-o depresie și l-a dat jos din autocar, a semnat toți pentru el. Unde l-au dat jos din autocar? În Zaragoza. În Zaragoza zice că l-a dat jos și a semnat toți pentru el. A zis să-l dea jos că făcea rău pe autocar. Și autocarul și-au văzut de drum, au plecat. Și de atunci nimic, atunci nicio veste. Nu mai știm nimic, nicio veste. Nu ne dă nimeni nicio veste. Domnul... Ați fost la poliție, spuneam? Da, am fost la poliție aici, pe Vasile Lupu. Domnul... Burlacu? Domnul Burlacu, polițaiul Burlacu, au zis că ce să fac? Că e alții pierduți de 12-13 ani și eu să aștept. Cum era fratele dumneavoastră? Un băiat foarte bun, cu un săcat de muncitor. Muncea și pe mult și pe puțin, nu supăra, nu deranja pe nimeni. Multă lume ne-a zis să-i facem parastas, dar noi nu suntem de acord. Până nu, zic, ne sună domnul comandant Burlacu ce și cum, n-avem cum să facem așa ceva. Multă lume zice că ar fi vândut, treaba e făcută mai înainte. Alții că a coborât, el n-a vrut să mai urce. Cât de greu vă este foarte, să nu știți nimic de atâta timp? Foarte, foarte greu. Foarte greu. Că nu era un băiat rău. Muncea, era cu minte liniștit. Dădea bună ziua și la copii. Se juca cu copiii, le dădea bomboane. N-a supărat pe nimeni, n-a furat de la nimeni. Muncea. Dar a vrut să ducă. A fost amenințat. Dar chiar de neamurile noastre. La noi aici în curte a venit Buga Dumitrache Ion și a zis, pentru că m-a făcut să iau biletul și nu vrea să mai meargă, s-a răzgândit, lasă că-l fac eu pe el, s-a bătut cu mâna în piept. Și asta mie nu mi-e sed în cap, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Reprezentanții IJP Prahova ne spun că au fost făcute demersurile pentru găsirea lui Nicolae Mâinea, dat dispărut de familie, însă fără rezultate. În luna ianuarie a anului trecut am fost sesizați despre dispariția unui bărbat în vârstă de 49 de ani. Din cercetări a rezultat că persoana în cauză plecase din țară de puțin timp și în timp ce călătorea cu autocarul pe un tronson de autostradă din Spania, într-un moment de popas al cursei respective, a plecat și nu s-a mai întors. Autoritățile spaniole au efectuat verificări la locurile de cazare, unitățile spitalicești și alte locuri de interes unde acesta s-ar fi putut afla, însă fără rezultat. În prezent, bărbatul este dat în urmărire națională și internațională în vederea depistării și soluționării cauzei. Potrivit IJP Prahova, ultima comunicare făcută cu poliția spaniolă a fost în luna decembrie a anului trecut, dar fără nicio noutate. Polițiștii români susțin că este posibil ca bărbatul să fi decedat, iar cadavrul să fi fost mâncat de animale, în acest fel explicându-se și de ce nu poate fi găsit de autoritățile spaniole. Familia este însă convinsă că romii au furat buletinul și l-au făcut sclav în Spania, agățându-se de speranța că îl vor aduce într-o zi acasă.